cazul în care vom avea posibilitatea să guvernăm România, trebuie să fie o stare de normalitate. Știu că e foarte greu să înțelegi ce înseamnă normalitate când ai trăit o perioadă în care ți s-a explicat că normalitatea este anormală. Dar eu cred că primul lucru care trebuie să-l facem în perioada următoare, chiar după alegerile locale, este să readucem România într-o stare de normalitate. Din punct de vedere al Ministerului Dezvoltării, eu cred că ideea centrală a constituirii acestui minister a fost de a ajuta societatea românească să ajungă la un standard de secol 21. Cate Ministerul Dezvoltării a trăit într-o anormalitate, a trăit care nu au adus în totalitate această dezvoltare regională și ca atare strategic, din punctul meu de vedere și al Guvernului USL, este să creeze locuri de muncă. Rolul și obiectivul prioritar al Ministerului Dezvoltării Regionale ține de crearea de locuri de muncă. Pentru că, indiferent de ce ne dorim, indiferent de ce vrem din punct de vedere politic, fără locuri de muncă, fără dezvoltarea business-ului adevărat, România are capacitatea să aibă un buget în care să satisfacă nevoile cu care se confruntă. Ca atare, ca priorități, ce am văzut și în programul candidatului nostru la primărie, primul punct și m-a bucurat foarte mult, am și spus la Sandra Sără, foarte mult că și-a pus ca obiectiv crearea de noi locuri de muncă. La crearea noi locurilor de muncă, am fost acum la acest târg expozițional. Sunt foarte interesat ca în perioada următoare să demarăm un proiect care să ajute infrastructura de dezvoltare pentru parcurile industriale. Din păcate, oamenii de afaceri doresc să-și facă afacerea, să aibă utilități, să aibă infrastructură pentru a-și dezvolta bine afacerea. Autoritățile locale și autoritățile centrale nu s-au aplicat asupra acestei problematici și cred că infrastructura necesară unui parc industrial ajută foarte mult din punct de vedere, să zic, a dezvoltării de afaceri. Cel de-al doilea lucru foarte important la Ministerul Dezvoltării ține de ajutarea comunităților locale să cheltuie cât mai puțin bani pe utilități, pe energie, pentru a putea redirecționa banii care au bugetul local către investiții care să aducă profitabilitate. Dar cel de-al doilea proiect care este esențial și care sper să-l dăm mai repede cu Comisia Europeană. Am fost săptămâna trecută la Bruxelles, am avut întâlnire cu comisarul Hahn în special pentru a discuta un proiect de reabilitare termică care să asigură finanțarea de la Uniunea Europeană de 50% din proiect, e vorba de 130 de milioane de euro. Restul de 30% să-l dea autoritățile locale și autoritățile centrale și restul de 20% pentru finanțarea reabilitării termice a blocurilor și a locuințelor cetățenilor să fie dată de asociații de locatari. Pentru acest 20%, Comisia Europeană insistă foarte mult să existe și o participare din partea asociațiilor de locatari pentru a fi responsabili în implementarea proiectului. Eu cred că acest proiect ar putea genera orizontală, cât și pe verticală, implicarea afacerilor din construcții, chiar dacă sunt mici, dar asta generează profit, generează TVA, generează la rândul lor locul de muncă și, nu în ultimul rând, scade costurile de finanțare din partea autorităților locale pe componenta de reabilitare termică. Cel treilea lucru care cred că este important ține de gestionarea resurselor financiare. Din păcate, Ministerul Dezvoltării Regionale în perioada trecută, și nu vreau să discut aici motivele pe care dumneavoastră le înțelegeți foarte bine, bugetul și alocările bugetare netransparent, neprezizând proiectele care creează locuri de muncă. Astfel s-a născut un program cum este PNDU, din păcate un program care a fost falimentar și care n-a adus sub nicio formă obiectivul central al dezvoltare regională, adică dezvoltare și locuri de muncă. Ca atare, eu cred că în următoarea perioadă Ministerul Dezvoltării are obligația să-și prioritizeze programele în funcție de necesitățile pieței. Să renunțe proiecte faraonice, proiecte care nu au legătură cu ceea ce trebuie să facă Ministerul și comunitățile locale și să vină în întâmpinarea
instanțelor locale, care de foarte multe ori țin de necesitate și nu de proiecte care să satisfacă interesele unor cercuri financiare sau